La nivelul județului Gorj au fost depistate în acest an mai multe cazuri de încasări ilegale a alocațiilor de stat pentru copii, cel mai întâlnit motiv fiind cel de plată dublă a alocației pentru minorii ai căror părinți lucrează în străinătate. Reprezentanții Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Fiscală Gorj au depistat 8 cazuri de persoane care încasau ilegal alocații de stat pentru copii. Din fericire, însă, cea mai mare parte a prejudiciului a fost recuperat. De la începutul anului au fost depistate un număr de 8 cazuri, adică o familie care au primit pe o anumită perioadă de timp alocație de stat necuvenit, s-au creat debite în valoare de 1874 de lei, s-au recuperat 1735 lei și mai avem de recuperat 139 de lei. La nivelul județului Gorj s-au înregistrat cazuri în care cineva a încasat alocații de stat după decesul copiilor.